Bun găsit, prieteni! Continuăm campania pentru alegerile parlamentare, care sunt programate pe 6 decembrie. În această seară, invitatul meu este reprezentantul Partidului Mișcării Populare, filiala Buzău. 44 de ani, fost licean la Colegiul BPHD-ul, absolvent de AS la Relații Economice Internaționale, o licență în drept juridic obținută la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, studii doctorale la Universitatea Națională de Apărare Carol I, titlu Medierea Conflictelor Internaționale, activitate publicistică, cea care se axează pe tema metodelor alternative în mediere, avocat la Bădulescu și Asociații, 8 ani membru în Consiliul Local Municipal, fost consilier la județ, actualmente senator independent. Bună seara, domnul avocat Dorin Bădulescu. Bună seara, bine v-am găsit. Da. O mică rectificare, actualmente senator al Partidului Mișcarea Populară. Îmi cer scuze, așa am găsit acolo pe pagina. Apare da? Pe pagina de la Senat, senator neafiliat, pentru că în urmă cu ceva vreme, grupul PMP s-a desființat datorită plecării a unor colegi. Am înțeles, chiar asta era una din întrebări, dar o să mai aprofundăm un pic când ajungem acolo. Domnul senator, chiar dacă și-a mai pierdut din tâlcul lui această vorbă românească, zice, ai carte, ai parte. Sunteți un senator, sunteți un om politic cu stare materială? O stare materială, n-aș spune rea, dar nici foarte, nu sunt foarte avut, ca unui om normal după 20 și ceva de ani de muncă, ca profesionist al dreptului. Mă rog, aici tot ce am realizat, am realizat prin forțele proprii, nu am fost sprijinit decât de părinți, așa cum e normal pentru fiecare, deci nu pot să spun că sunt un om bogat. Da. Spuneați mai devreme și iată și întrebarea, 11 septembrie 2019, da? Grup senator, neafiliați. Ce s-a întâmplat în urmă cu un an și mai bine? Datorită faptului că în legea privind statutul senatorilor și deputaților este permisă, mă rog, plecarea de la un grup parlamentar la altul, un grup parlamentar conform regulamentului Senatului nu poate funcționa cu mai puțin de 7 membri, deși este o prevedere incorrectă, dacă mă întrebați pe mine, pentru că un partid care a obținut 5%, în mod normal, ar putea forma un grup cu doar 6 senatori, dar regulamentul prevede 7. Deci ideea este că din cauza unei singure persoane nu s-a mai putut continua cu statutul de grup parlamentar. Cât pot să vă spun că o perioadă bună de timp am funcționat ca grup, am fost și liderul grupului Mișcarea Populară din Senatul României începând cu anul 2016 până când s-a desființat acest grup. Da. Rog pe colegul meu Alex dacă are acea fotografie pregătită. Domnul senator, v-a adresat cineva vreo întrebare până acum legată de sigla partidului? Care este semnificația acestei sigle? Sigla partidului este este legată de tradiție, dacă vreți. Că pot să știți foarte bine că noi avem parte de agricultură, legumicultură, exploatarea plantelor și zona de pom fructifer. S-a ales această siglă la momentul formării partidului, spunând că este reprezentativă pentru un partid popular. Mărul este un fruct utilizat de tot românii și pe această idee, pe această idee s-a mers în momentul în care s-a ales sigla. Așa ca din spatele ușilor închise, dacă da? Vreți. Iată, avem sigla și așa verde, verde sănătos, da? Verde sănătos, albastru, n-aș putea să vi le explic, dar este, dacă vedeți, este stilizat, este un măr, dar este și o inimă, dacă vedeți partea albastră. Deci este, a fost gândită în așa fel încât să sugereze ideea că suntem aproape de oameni, suntem un popor, suntem un partid care e îndreptat spre tradiție, spre creștinism, spre în parte, spre și pe o zonă de naționalism, dacă vreți, dar pozitiv, nu în sens negativ. Da, da, da. Domnule senator,
membru în mai multe comisii. Bine, titlurile sunt mai lungi, doar o să spicuiesc. Comisia Juridică, Disciplină a Imunității din 2018 membru. Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse din februarie 2020. Comisia Specială a celor două camere cu asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției din septembrie 2017. Asta e pe teritoriul dumneavoastră, cum ar veni. Da. Da. 111 inițiative legislative. Unele respinse de Camera Decizională și se referă la completarea articolului 99 din legea numărul 1 a Educației Naționale din 2011 și o propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii audiovizualului. Ne putem referi la aceste... Da, ne putem referi, dar sunt legi care au fost făcute în colaborare cu mai mulți colegi. Am remarcat la un moment dat că în legea învățământului, vreau să vă spun că erau niște lucruri care efectiv au bulversat învățământul. Pentru că ce se întâmplă? În acești 4 ani de zile, cred că am văzut în această zonă cel puțin 30 sau 40 de inițiative de modificare. Această inițiativă încerca să regleze o părticică dintr-un anume mecanism și anume faptul că, dacă intrăm în legea învățământului actuală, vom vedea la drepturi și obligații pentru profesori, așa se intitulează capitolul, încep să curgă drepturile. Și când trebuie să urmeze anumite obligații pe care le văd normale și care apar în diverse acte subsecvente de tip ordin de ministru și hotărâri de guvern, în lege nu apar. Și asta și-a dorit inițiativa să facă în esența ei. Însă, mă rog, datorită faptului că făceam parte dintr-un grup parlamentar mic și că ideea era bună și urmează să fie preluată de un alt partid mai mare ca și o asume, de obicei se întâmplă lucruri de genul ăsta. E o inițiativă bună, e respinsă. Și am avut aceste surprize, dar de fiecare dată am revenit. Și nu e singura pe legea învățământului. Da, sper că am specuit câteva. Sper că am răspuns întrebării dumneavoastră. Dar eu aș vrea să vă spun despre cele admise, neapărat despre cele respinse. Sigur că da. Aș vrea să vă spun că, uite, să vă dau câteva exemple. O lege de modificare a legii administrației publice locale. O inițiativă personală pe care am dus-o până la capăt, pe baza experienței acumulate ca avocat în cei 20 de ani de experiență. M-am lovit de diverse lucruri în procesele pe care le-am susținut în fața instanței și am văzut că legea are anumite carențe. Am îndreptat aceste carențe, a fost modificată legea, a fost alege 215 a administrației publice locale și ulterior acele texte care ulterior apariției codului administrativ, acele texte care au fost introduse în 215 au fost preluate și un nou cod administrativ. Fie vorba între noi, cod administrativ care merită să fie amendat după ce am văzut că s-a întâmplat la alegeri locale din septembrie 2020. Asta ar fi unul din lucruri. N-am făcut parte din comisia care a redactat codul administrativ, poate că dacă mi-aș fi adus aportul cu anumite experiențe acolo, s-ar fi întâmplat și ar fi apărut niște lucruri bune. Pot să vă mai spun că am făcut parte și m-am luptat foarte mult din comisia de muncă, la începutul dumneavoastră a spus de 2 comisii, dar inițial, da, când am început, când am lucrat în Comisia de Muncă. Comisia de Muncă care a fost responsabilă la Senat, împreună cu cea de la Camera Deputaților, de legea salarizării unitare. Și legea salarizării unitare e perfectibilă. În momentul de față sunt anumite carențe de funcționare, dar la momentul ăla guvernul s-a grăbit foarte tare. Mă rog, partidul aflat la putere se grăbea la fel de tare și n-am înțeles de ce și a ieșit o lege imperfectă. Însă, în anumite puncte am intervenit. De exemplu, în eliminarea discrepanțelor între categoriile de persoane cu dizabilități. Pentru că se dădeau niște sporuri pentru angajații la stat pe persoane cu dizabilități doar anumitor categorii de persoane. Se crea astfel o discriminare între categoriile de persoane cu dizabilități. Am eliminat această carență din propunerea legislativă. La fel, vă mai dau un exemplu în ceea ce privește grefierii de la instanțe. Pe grila grefierilor erau eliminați, lipseau practic în acea grilă grefierii arhivari, care aveau un ștat de funcții similar cu a unui grefier de instanță și salarizarea era diferită. Și
trebuiau să fie în același mod. La sesizarea lor în timpul lucrărilor comisiei am introdus grefierii arhivari în grila de salarizare corespunzătoare. Sunt lucruri, este celebră și discuția mea din plenul comisiei cu ministrul Olguța Vasilescu și contrele pe care le-am avut cu PSD-ul în momentul acela cu privire la persoanele cu dizabilități. Au fost niște lucruri. Da, eu sunt o persoană cu dizabilitate și înțeleg durerea acestor oameni. Și atunci vă dați seama că nu m-am lăsat și până la urmă a ieșit cum mi-am dorit eu. Da. Este și normal. Din moment ce dumneavoastră cunoșteați această suferință a oamenilor, mi se pare și normal. Când faci parte dintr-o anumită categorie de persoane, nu ai cum să fii insensibil la aceste probleme. Și atunci vă dați seama că, lucrând și văzând ce se întâmplă, am încercat pe cât posibil, chiar dacă eram în minoritate și atunci, să îndrept aceste lucruri. Și e recunoscut. Sunt stenogramele ședinței de la momentul acela și stenogramele discuțiilor din comisie, pentru că există arhive pe acest lucru. Dar sunt mândru de realizări de la acel moment în ceea ce privește legea salarizării unitare. Pot să vă mai dau un exemplu. Legea Lenei. De legea Lenei ați auzit? Nu, n-am auzit. Legea Lenei a fost așa denumită de presă. S-a pus tot timpul problema că sistemul de plată a ajutoarelor sociale este unul deficitar în România, că trebuie renovat, reînnoit, reașezat. Și am avut cel puțin 6 inițiative legislative pe acest domeniu. Numai că, sigur, partidul aflat la putere, și aici mă refer la PSD, le-a respins pe fiecare, a încercat să le respingă pe fiecare, deși erau bune, tocmai pentru că cei care au, încasează ajutoare sociale, de cele mai multe ori sunt în apanajul primarilor și, în general, primarilor social-democrați. Dar asta este altă discuție. Și acolo era o prevedere foarte largă pentru cei care încasează ajutor social. Și anume că au dreptul să refuze de 3 ori oferta de serviciu. Cu greu am reușit să introduc în lege această o prevedere în care dacă refuzi o singură dată, ai dreptul, dar următoarele îți duce la pierderea ajutorului social. Județul Buzău are cel mai mare număr de asistat social, are un șomaj ridicat și, paradoxal, o lipsă de forță de muncă. Asta este rezultatul faptului că, din punctul meu de vedere, pe județul Buzău, politica publică este prost gândită și prost aplicată. Vorbesc aici de legi care sunt prea permisive și încurajează nemunca și legi care, de fapt, care ar trebui să existe, lipsesc și care ar trebui să încurajeze munca. Da. Astea sunt. De aceea avem aceste rezultate. Plus faptul că, dezamăgiți de faptul că nu se găsește un loc de muncă mai bine plătit, tinerii au plecat. Există, și vedeam și acum în campania electorală, există o depopulare masivă a satelor buzoiene. Și, legat de toate aceste lucruri, este foarte clar că trebuie schimbat conceptul. Schimbat conceptul în ce sens? În sensul de a adapta cadrul legislativ în mod specific pe urban și pe rural. Pentru că noi dăm legi în Parlament, se dau legi otova pentru toată lumea, fără să ne gândim că ele nu se potrivesc așa cum ar trebui să se potrivească pentru a fi puse în aplicare în mediul rural, respectiv în mediul urban. Motiv pentru care am realizat un cadru de acțiune parlamentară pentru 2020-2024. Un cadru care separă problemele, propune un set de măsuri pe zona de urban, și un alt set de măsuri, în 7 puncte, fiecare dintre ele, pe zona de rural. Asta este primul pas în a schimba totalmente conceptul de a emite legislație pentru toată lumea. Asta este primul lucru. Și cred că nimeni nu ar putea să spună că greșesc în vreun mod. Pentru că sunt prevederi legale, am văzut că sunt prevederi legale, care se adresează mediul rural. Dar nothing mediul urban. Mă refer la micii fermieri, zona rurală și așa mai departe. Lucruri care nu sunt prevăzute în urban.
La fel, anumite în anumite zone se prevăd anumite, să zicem, facilități pentru toată lumea, numai că ele nu se potrivesc mediului rural. Și pe această, plecând de la acest concept, cu ajutorul buzunar, după un alt proces de consultare, am realizat acest cadru de acțiune parlamentară, pe de o parte pe zonă de rural și urban și pe de altă parte adaptat nevoilor specifice ale satului Buzoian și ale mediului urban Buzoian. Da. Sunt singurul parlamentar care a făcut lucrul ăsta, singurul parlamentar care pe lângă programul de guvernare al partidului propune un set specific de măsuri pentru județul Buzău și nimeni nu mă poate combate în această zonă. Singura obiecțiune pe care ar putea să o aducă cineva ar fi, dom'le, cum ai putea să emiți o lege specifică pentru Buzău? Păi, din moment ce ai identificat problemele, ai la îndemână mecanismele de modificări legislative, astfel încât ceea ce se potrivește Buzăului să scoți în evidență și să modifici o lege, să propui o modificare legislativă, ai la îndemână mecanismul de emitere a unei legi care să se plieze pe probleme specifice Buzăului. Bineînțeles că sunt și alte regiuni în țară care au aceleași probleme. Trebuie să ne gândim. Dar fiindcă sunteți buzoieni, normal că sunteți interesat de Buzău. Încerc să pun în prim plan nevoile județului Buzău. Că e normal. Chiar dacă datoria mea este de a crea o lege unică, opozabilă pentru toată lumea. Dar sunt lucruri pe care Buzău le reclamă cu mai mare necesitate în Buzău decât, să spunem, în județul Cluj. Și mai sunt mecanismele care mie mi se pare extrem de utile, mecanismele proiectelor pilot, în care introduci un județ, o anumită zonă, un anumit tip de măsură pe o populație dată. Și atunci, prin aceste trei mecanisme, poți să adaptezi cadrul legislativ pe județul Buzău. Pentru ceea ce are nevoie buzoianul, efectiv. Bănuiesc că este și greu în momentul în care redactezi acolo niște legi să prevezi absolut toate sau marea majoritate a particularităților unde trebuie aplicată. Dar trebuie venit cu modificări, nu? Și practic cu asta se ocupă Parlamentul României. Acum? Evident că eu am spus încă de la momentul în care am ajuns în anul 2016, la începutul anului 2017, am ajuns în 2016 în Parlament. În 2017, la una din primele declarații pe care le-am avut de la tribuna Parlamentului, am arătat că este nevoie de calitate și claritate în legiferare. Calitatea este un lucru și claritatea normei, la fel, este reclamată. Avem o sumedenie de legi, fără cap și fără coadă, date după diverse, mă rog, consultări sau interese, sau, mă rog, neterminate, practic, legi care nu au efect, dar sunt legi. Și atunci trebuie luate anumite măsuri să ne asumăm la un moment dat parlamentarii sau cei care măcar avem gândire juridică, pentru că de obicei cei cu gândire juridică sunt în minoritate în Parlament. Și atunci este greu ca limbajul ăsta de lemn juridic, pentru că discutăm pe legi, să fie, cum să zic, să fie impus și celorlalți colegi. Nu se înțelege, este mai greu înțeles. De multe ori se întâmplă, începe o frază pe o pagină și găsești sfârșitul pe următoarele două pagini, de uiți de unde ai plecat și chiar că nu mai înțelegi nimic. Se poate întâmpla și acest lucru, am mai văzut și nu numai la juriști, dar în general, dacă rolul Parlamentului este acela de a crea legi, trebuie să le creeze clare, concise, aplicabile, astfel încât orice persoană cu un grad mediu de inteligență să le poată citi și înțelege. De foarte multe ori am văzut în cariera de avocat că s-a invocat necunoașterea legii, deși nimeni nu poate invoca în sprijinul lui, într-un proces, necunoașterea legii. Vedeți? Dar lucrurile sunt undeva duse la extrem. Pentru că o lege, ca să o înțelegi, trebuie să fie clară. Nu trebuie să fie doar pentru cei care cunosc într-adevăr noțiuni de drept. Domnule avocat, revenind la asistenții sociali, dumneavoastră cu o vechime de 8 ani în Consiliul Local Municipal, plus cea din Consiliul Județean, bănuiesc că ați avut acces și la anumite cifre. Ce s-ar putea face cu banii aceștia care se dau aproape necondiționat oamenilor care, unii dintre ei, nici nu vor să muncească? Haideți să o spunem și pe aia. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici este o chestiune sensibilă. Eu nu mă tem să o afirm.
E adevărat, sunt persoane care într-adevăr sunt lipsite de șansă. Iar statul trebuie să aibă grijă de el într-un mod mult mai atent decât simplu ajutor social. Asta este un lucru clar. Adică simpla prestație, simpla sumă de bani donată, să spunem așa, din bugetul... Spuneți că nu e suficient. Nu e suficient, pentru că dacă această sumă nu este cuplată cu un program de asistență mai amplu, omul ăla să va mulțumi doar cu atât. Să nu muncească și să nu... și să încaseze o sumă sub o formă de salariu de la stat. E, dar dacă statul l-ar asista, l-ar califica, l-ar integra printr-un sistem mai amplu de măsuri, cred că în timp, asta nu e un lucru care se rezolvă peste noapte, s-ar putea rezolva. Pe de altă parte, există și tendința ca sumele acestea de bani pentru familiile asistate social, să spunem așa, să fie utilizate pe alte produse decât cele absolut necesare traiului. Adică pe vicii, pe românești. Pe vicii, așa. Da? În special pe alcool și tutun. Am avut o propunere legislativă, dacă vreți, și în care să fie condiționat ajutorul social dat sub formă, nu sub formă de bani, ci sub formă de tichet valoric, astfel încât cu ele să nu poți cumpăra tutun și băuturi alcoolice. Am mai avut o propunere de lege, la fel, care n-a fost agreată, deși vă spun că ideile sunt bune, ca ajutorul social să fie mai ridicat la familiile cu copii și condiționat de mersul la școală al copilor. Pentru că, vedeți dumneavoastră, o familie care este asistată social, o generație întreagă, și nu-și trimite copiii la școală, nu va produce decât în viitor tot un asistat social. Copiii vor fi la rândul lor asistat social. Care? Pentru că dacă nu se duc la școală, nu vor avea nicio calificare, nu vor putea munci. Și atunci și statul trebuie să intervină în aceste zone punctual prin măsuri legislative efective, astfel încât să se elimine măcar, dacă părinții nu au fost în stare să-și găsească un serviciu, să se integreze în societate, măcar copiii lor să fie integrați. Și totul pleacă de la școală. Să știți, domnul senator, că sunt convins că și dumneavoastră ați aflat, sunt familii la țară în care copiii minori sunt de-a dreptul cap de familie. Sigur. Munca minorilor e o problemă. Da. Din păcate nu intervine nimeni. Aici există în statul român instituții care ar trebui să intervină, pentru că minorii sunt protejați de codul muncii împotriva muncii și împotriva exploatării, numai că cei care sunt chemați să aplice legea nu-și fac datoria. Sigur, există și mecanismele din județene, la Direcție de Protecție a Copilului, care ar trebui să intervină, dar ele trebuie să fie sesizate, pentru că nu este atât de întinsă rețeaua Direcției de Protecție a Copilului pentru a putea fi prezentă peste tot. Primarul localității, cel care ar trebui să știe ce se întâmplă tot timpul în localitatea sa, ar fi primul care ar trebui să intervină și, în legătură cu aceste cazuri, să sesizeze autoritatea care este competentă să soluționeze astfel de probleme. Asta dacă vrei să fii corect și cinstit, dar dacă mai vrei încă un mandat, e bine să nu te pui rău cu... Da, n-aș putea să spun, așa este. Vedeți dumneavoastră că aici lucrurile, dacă sunt socotite în cheie electorală, cel care are de pierdută este întotdeauna cetățeanul și, în speță, acum cu dumneavoastră, copiii care ajung să muncească în această situație. Da. Dincolo de lucrurile negative pe care le-a avut sistemul comunist, se spunea mereu despre grija față de om. Și multă lume credea că e numai pe hârtie. Dar dacă stăm și ne gândim, faptul că îți asigura un loc de muncă sau în momentul în care creștea natalitatea, da, apăreau un nou copil în familie, se ducea acolo la biroul organizației de bază, punea problema pe tapet și aveai șanse mari să capeți un apartament, da, cu o cameră în plus. Unde mai este grija față de om în societatea românească? Să știți că prin legislație există grijă față de om. Poate nu atât de, direcționată,
direcționată înspre cetățean pe cât ar trebui să fie. Însă nu trebuie să regretăm acum și să ne aducem aminte de vremurile comunismului, pentru că dacă discutăm de aceste lucruri, noi n-am fi avut această discuție liberă. Corect, în acele vremuri. Există și ar trebui să fie mai mare grija față de om. Uitați, dacă discutăm de familie și discutați dumneavoastră de familie, noi avem o problemă în momentul de față, o problemă demografică gravă. Sigur. Sporul natural este negativ de mulți ani încoace, populația României se reduce din ce în ce mai mult și nu s-a luat absolut nicio măsură. Deși de fiecare dată, pe programele de guvernare pe care le-am văzut, în ultimii ani, totdeauna s-a pus această problemă, dar nu a apărut legislație specifică pe zona de demografie și de natalitate. Este absolut necesar, lucru pe care l-am pus și în cadrul de acțiune parlamentară, absolut necesar să, ca România de urgență să, și este și în programul de guvernare al PMP, de urgență să pună pe tapet o legislație pentru familie, legislație care să avantajeze familia. Și mă refer aici la diverse măsuri cu caracter social de data aceasta pentru familie cu 2, 3 sau mai mulți copii și așa mai departe. Vouchere de familie, e nevoie de subvenționarea unei mașini de familie, a dobânzii la bancă pentru o mașină de familie. Uitați, Ungaria de dată recentă, și Ungaria că sunt vecinii noștri, au dat o astfel de lege cu subvenționarea dobânzilor de leasing pentru achiziționarea unei mașini de familie. Cum a fost programul prima casă la noi, așa s-a întâmplat în Ungaria cu mașina pentru familie. Iată că lucrurile astea în timp ar putea produce efecte cu privire la natalitate, cu privire la faptul că omul ar fi dispus să aibă mai mulți copii în condițiile în care și statul ar veni în ajutor cu ceva. Am semnat împreună cu colegii din PMP un proiect de lege cu privire la ajutorul dat bunicilor care se îngrijesc de nepoți. Pentru că ei nu erau prinși în această zonă în care copiii mai mici de 2 sau 3 ani, în funcție de anumite date, ar primi, părinții primesc o subvenție pentru îngrijirea copiilor mai mici de 2 ani. Bunicii nu. Dar dacă părintele revine la serviciu, în această zonă, și vine bunicul și are grijă de el, bunicul nu primește nimic. Deși copilul e un drept al copilului, trebuie să o socotim pe o zonă de genul ăsta. Și am semnat un astfel de proiect legislativ, a fost și prezentat pe posturile de televiziune ca o inițiativă bună, este în parcurs parlamentar, probabil că va fi lege în curând. Da. Iată un exemplu, dacă ne raportăm la zona de familie și de ceea ce ar trebui făcut în continuare pe această zonă. Domnule avocat, rulează de ceva vreme pe televiziuni, știți, e reclama aceea cu duhul lămpii chemat să rezolve și e plictisit că el e în stare să rezolve lucruri macro. Da. Ei, dacă dumneavoastră, spre exemplu, ar veni duhul ăsta și v-ar pune în mână cash 5 milioane de euro, fără să-i folosiți pentru dumneavoastră, unde i-ați investi? În turismul județului Buzău. Dacă mă întrebați așa la prima strigare. De ce? Pentru că eu cred că una din cheile dezvoltării județului Buzău, pe lângă zona de sud cu agricultură, este dezvoltarea turismului în zona montană. Valea Buzăului a fost, din păcate, n-a fost preferată de rege în momentul în care s-a construit Peleș. A avut două locații și a ales Valea Prahovei. Din păcate, pentru că, de fapt, punctul central al Văii Prahovei este castelul Peleș și ceea ce s-a întâmplat ulterior după construcția Peleșului. În schimb, Valea Buzăului la fel oferă la fel de multe oportunități din punct de vedere turistic și de cel puțin 2 ani de zile lucrez la un proiect mare pentru Buzău, un proiect care ar trebui să stimuleze dezvoltarea turistică în dezvoltarea turismului pe județul nostru și mă refer aici la înființarea unor zone turistice cu regim special. Au existat în România la un moment dat zone economice speciale. Eu vorbesc acum de zone turistice cu regim special în sensul că șansa României și a județului Buzău de a se dezvolta este de a valorifica în primul rând potențialul turistic extraordinar pe care îl are această țară. Am reușit să vindem toate resursele, să vindem toate întreprinderile
ce n-am reușit să vindem, n-am reușit să ne vindem frumusețile, că astea nu se pot lua și duce în străinătate. E, mai bine le valorificăm aici. Partea lemnoasă se rezolvă și cu asta, se lucrează de zor. Da, și partea lemnoasă este o mare problemă și o să o abordăm, dar până una alta, frumusețile naturale pe care țara asta le are nu sunt nici măcar 10% exploatate așa cum ar trebui. Iar șansa României de a deveni competitivă în ceea ce înseamnă spațiul european și mondial este de a dezvolta turism. Turismul care presupune, bineînțeles, și infrastructură și alte și alte investiții. Vă întrerup puțin, domnul avocat, pentru că trebuie să mergem în pauza de publicitate. Pe perioada pauzei vă las așa o întrebare în eter. Dacă ați fi avut șansa să alegeți, în ce țară v-ar fi plăcut să vă nașteți? Mergem în publicitate. De 31 de ani, acest popor este mințit și ținut prizonier în sărăcie. Partidul Mișcarea Populară este singurul care luptă pentru ca nevoile fiecărui român și ale întregului neam să fie asigurate. Ne luptăm până la capăt pentru reducerea numărului de parlamentari. Pentru oprirea tăierii ilegale a pădurilor. Pentru orice pas important avem nevoie de curaj. Votează PMP pe 6 decembrie. Am revenit în direct, stăm de vorbă cu domnul Dorin Valeriu Bădulescu. Practic, propunerea numărul 1 pentru Senat din partea filialei de Buzău a Partidului Mișcării Populare. Domnule Bădulescu, vă lansasem o întrebare. Dacă ați fi avut de ales, în ce țară v-ar fi plăcut să vă nașteți? Să știți că, poate paradoxal pentru unii, mie mi-a plăcut să fiu că sunt român și îmi place că sunt român și dacă ar fi să aleg încă o dată sau de 10 ori, tot în România aș alege să mă nașc, pentru că din punctul meu de vedere aici este țara mea și aici m-am realizat. Am reușit să-mi creez și să profesez, am reușit să fac și politică, am reușit să interacționez cu oameni pe care în altă parte nu i-aș găsi. Da. Iubesc țara și iubesc românii în general. Așa, cu bunele și cu relele lor. Ar fi complicat, domnule avocat, ca țara asta să devină ceea ce toate condițiile pe care le are iar permite? Nu este complicat deloc, pentru că sunt lucruri destul de simple. Problema este de seriozitatea oamenilor care conduc și care conduc instituții și care conduc în general anumite activități. Totul e o vorbă românească, discutăm de România, da? Peștele de la cap se împute. Și atunci vă dați seama că în condițiile în care avem lipsă de expertiză, lipsă de interes sau interese ascunse la nivel înalt, suntem în situația de a vedea noi ceilalți că lucrurile nu merg într-o direcție bună. Pentru că foarte mulți români consideră că România merge într-o direcție de greșită. Direcția generală este ok, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene, suntem membri NATO, avem un parcurs democratic, însă avem și mari sincope. Mari sincope pe care cei care au fost rând pe la putere le-au accentuat, dacă vreți. În loc să le rezolve, au accentuat. Nu mai avem un proiect de țară. Proiectele noastre de țară s-au epuizat odată cu intrarea în Uniunea Europeană și în NATO. Noul nostru proiect de țară n-a mai fost afirmat și nu a fost impus, dacă vreți, ca proiect de țară. Și unul din proiectele de țară pe care ne-l dorim, uitați, la Partidul Mișcarea Populară, dacă tot discutăm, unul din proiectele de țară importante, care ar fi unirea cu Republica Moldova, pe care tot am discutat-o și iată că și Republica Moldova, în momentul de față, face un pas către Uniunea Europeană, alegându-și președinte, care nu este o femeie și cu deschiderea europeană. Da. Acum este momentul. Iată că acum este momentul să putem să avem discuții serioase pe tema unirii României cu Republica Moldova. Să revenim în granițele României mari.
Domnule avocat, era într-un film românesc o replică celebră. Sergiu Năcărescu, cel care îl interpreta pe domnitorul Mircea cel Bătrân, spunea la un moment dat, cu trimitere către regimul comunist, că nu pot să conduc peste o țară în genunchi. Cum s-o fi simțit conducătorii ăștia ai noștri de 30 de ani care ne conduc și care conduc o țară tristă, cu oameni nefericiți, oameni care ar avea dreptul la o viață mai bună? Din punctul meu de vedere, ar face bine să coboare jos la firul ierbii, dacă vreți, și să vadă care este durerea de zi cu zi a românilor, să vadă care sunt nemulțumirile și de ce s-a ajuns aici. Problema e că există o ruptură, dacă vreți, între cei care conduc, sunt rupți de realitățile zilnice ale unui muncitor român, dacă vreți, ale unui antreprenor român de cele mai multe ori. Sunt rupți de realitate și de și nu sunt conștienți de dificultățile pe care le au diversele categorii sociale. Aceste lucruri sunt străine și atât din cât sunt străine astfel de lucruri, nu poți conduce cu eficiență. Da. Asta este o problemă și ușor, ușor ne simțim toți copleșiți, ne simțim în genunchi, unii aleg să lupte în interior, alții aleg să plece în străinătate spre țări mai bune sau mai interesante, deci și acolo se chinuie și acolo își fac meseria, sunt exploatați mult mai mult decât ar trebui să fie, nu au contracte de muncă și așa mai departe. Sunt mulți români care au mari probleme în străinătate și despre asta încă nu se discută. Și știți foarte bine că sunt celebre cazurile cu căpșunarii, cu sparanghelul, cu o grămadă și o grămadă de probleme pe care românii care se duc la muncă să câștige un ban cinstit pentru că aici nu și-au găsit rostul, deși se putea lucrul ăsta, au probleme mari în afară. Ca o comparație, știți care este unul dintre ofurile mele? E vorba despre bulgari. Bulgarii au dus-o ceva mai bine și decât noi și în vremea comunistă și o duc ceva mai bine și acum în această perioadă. Cum a reușit vecinii noștri slavi să facă din litoralul Mării Negre ceva foarte atractiv, ca să nu mai vorbim despre malul Dunării? Cum reușesc bulgarii și noi nu reușim? Păi revenind la o problemă. Noi n-am avut o politică turistică, o politică pe turism coerentă și să fim conștienți de valorile pe care le oferă spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Nu am elaborat o politică a turismului extrem de agresivă, pentru că era foarte ușor de bătut Bulgaria, nu era o problemă. Nici acum nu este târziu. Dacă vreți să ne comparăm cu Bulgaria, dar vă spun că dacă am fi avut o politică coerentă pe turism în România, sigur nu ne egala multe țări din Europa și mă refer chiar la țări dezvoltate. Pentru că credeți că prințul Charles vine în Transilvania degeaba? Numai omul că ăla a văzut. Are ascendent aici. Da, omul ăla a văzut ce potențial turistic există în țara noastră și în zona respectivă. Credeți că degeaba plaja de la Vadu este între primele 5 plaje din lume, ca natură și ca finețea nisipului? Iată că astea sunt lucruri care sunt reale. Sunt lucruri unicate. În județul Buzău nu mai vorbesc de vulcanii Noroioi și de alte lucruri care ar fi putut fi exploatate la maximum din punct de vedere turistic. Dar aveam nevoie de o politică de infrastructură foarte bună, aveam nevoie de investiții în turism, de sprijinul statului pentru cei care investesc în turism, pentru că după ce se construia, statul avea de încasat mult și bine pe această zonă. Da. Domnule avocat, sunt convins că oamenii care ne urmăresc, votanții, da? Și posibil votanții ai partidului dumneavoastră, ar fi curios să afle așa, ca un mini rezumat, ce se întâmplă în aceste comisii unde, spre exemplu, dumneavoastră aveți mult de lucru. Pentru că vedem la televizor, în Parlament, oameni care dorm, oameni care vorbesc, oameni care se distrează, intră pe niște site-uri, da, viață dulce. Ce se întâmplă în aceste comisii? Nu, să știți că nu e neapărat o viață dulce în Parlament, pentru că dacă vrei să muncești, să știți că ai ce să muncești, dacă vrei, mă rog, îți asumi responsabilitatea că ești acolo și că datoria ta de parlamentar este să creezi legi și să lucrezi la
ceea ce, ce trebuie. Dacă nu te interesează, înseamnă că devii votat, cum sunt destul de mulți, mai ales în partidele mari, care doar sunt pe post de ridicători de mână, habar n-au de ce se întâmplă și ce votează. Am văzut diverse televiziuni care au făcut diverse reportaje, au prins N parlamentari pe picior greșit, habar n-aveau la ce ședință au fost și ce au votat. Dar asta este cu totul și cu totul altă problemă, de aia spuneam că e nevoie de calitate în legiferare. Mă referam inclusiv la astfel de indivizi care nu prea au ce căuta pe acolo. Și doi, ce se întâmplă în comisii? Ce m-ați întrebat? În comisii, eu pot să spun despre comisiile în care am lucrat eu. Și am lucrat și în Comisia de Muncă, și în Comisia de Apărare, în Comisia Juridică și în Comisia de Drepturile Omului, plus câteva comisii speciale. Mă refer la cea cu justiția și la cea de elaborare a codului electoral. O să vă povestesc câte ceva și despre acest lucru. În primul rând, la comisie vin fie la aviz, fie pentru elaborarea unui raport, toate proiectele legislative care au tangență cu domeniul pe care comisia îl vizează. Și mă refer aici la Comisia Juridică, care e cea mai încărcată dintre comisiile Senatului și majoritatea, cel puțin 70-80% din legi trec prin Comisia Juridică și trec prin, inclusiv prin mâinile mele pentru a le citi și a le dezbate, a sesiza probleme, dacă sunt a da un vot dacă avizăm sau nu avizăm un proiect de lege sau a respinge sau a admite un proiect de lege în funcție de cadrul legislativ existent, cadrul european existent și necesitățile și oportunitățile pe care le care sunt în momentul de față, în funcție de realitatea din teren. Și evident că aici, în momentul în care se dezbate o lege pe un anumit domeniu, să spunem pe domeniul justiției, vin reprezentanții de la autoritățile interesate, fie că sunt asociații de magistrați, fie că Ministerul de Justiție, fie că sunt alte organisme, ONG-uri interesate, sunt invitate la comisie și încep dezbaterile pe marginea legii. Pe apar și amendamente, se discută pe articole, e bine formulat, nu e bine formulat, trebuie schimbat și așa mai departe. Și asta necesită timp și dezbatere. La fiecare articol, la fiecare calup de articole în funcție de situație, se dă vot. Și urmează ulterior să se redacteze un raport de admitere sau de respingere în funcție de situație și de votul senatorilor din comisie. Ulterior, legea respectivă este înaintată plenului pentru a se da votul pe raport. Bine, raportul poate fi confirmat de plen și atunci devine legea devine lege, sau dacă e infirmat de plen, atunci legea e picată și nu va intra în vigoare niciodată. Asta pe de o parte. Mai sunt în cadrul comisiilor și diverse note interne, lucruri de administrare a treburilor comisiei. În rest, cam cu asta se ocupă o comisie. Practic, reglementează, discută și votează, scrie, propune amendamente pe inițiative legislative propuse de colegi, inițiative legislative, că drept de inițiativă legislativă au și cetățenii, dar într-un număr mult prea mare și apar destul de puține, sau pe inițiative legislative ale guvernului. Aici sunt și ordonanțele de guvern sau ordonanțele de urgență care trebuie să fie votate sau respinse de Parlament și ele ajung tot la Comisia Juridică. Da. Înainte de a vorbi despre cele câteva puncte, să spicuim, fiindcă nu mai avem foarte mult timp din programul de guvernare al PMP, pe agenda politică ați făcut referire la un Parlament redus la 300 de membri. Da? Românii au mai auzit de inițiativa da. Aceasta. Ce șanse ar fi acum să o punem în aplicare? Diferența față de am mai auzit și s-a tot discutat, dar să știți că pentru prima oară în Parlament Partidul Mișcarea Populară a intrat în 2016. Am avut această inițiativă, a fost odată respinsă cu largul concurs al PSD și PNL în 2017, dacă nu mă înșel, așa este. Ulterior a fost redepusă și a trecut tacit de Senat, pentru că PSD-ului a fost teamă să o supună dezbatere parlamentare și au blocat-o, bineînțeles, cum fac de obicei cu inițiativele care nu ne convin partidelor mari, au blocat-o în Camera Deputaților. Asta este momentul de față. Problematica este că, după cum se preconizează în momentul de față viitoarea coaliție de guvernare,
probabil că va fi o guvernare de dreapta în care va exista o alianță. Sigur, și partea din Mișcarea Populară, făcând parte din Partidul Popular European și intrând în această zonă de dreapta, este invitat și este publică invitația PNL-ului de a guverna împreună. Una din condițiile pe care PMP-ul le pune este adoptarea acestei legi. Nu o să intrăm la o guvernare necondiționată. Pentru că și partidul nostru are o politică extrem de clară și ne urmărim pașii, așa cum toate partidele își urmăresc pașii electorali. În contextul acesta, sigur că dacă ajungem în situația de a fi invitați la guvernare, una din condițiile este adoptarea legii privind reducerea Parlamentului la 300. Da. Pentru că este un referendum adoptat încă din 2009, peste 7 milioane de români au votat pentru acest lucru și practic devine un parlament mult mai flexibil și mai adaptat cerințelor europene. Da. Domnule avocat, 3 minute avem pentru a discuta despre programul de guvernare. Teoretic, atunci când vorbim de producătorii locali, totul este minunat, ziceți dumneavoastră. Practic, cred că simțiți pe propria piele și în propriile buzunare toate minunele, între ghilimele, care nu se mai opresc. Ce facem concret? Aveți cuvântul. Concret, eu cred că producătorii locali trebuie sprijiniți. Trebuie sprijiniți pe calea subvențiilor, trebuie extins. De exemplu, am dat eu un exemplu acolo, programul Tomata. Nu trebuie să existe doar pentru tomate, pentru că sunt legumicultori care cultivă și alte tipuri de legume. Trebuie sprijiniți în zona de irigații, inclusiv în această zonă de asigurare a resurselor de apă pentru așa. Și spuneam eu acolo de programul Primul Solar, ca un element, ca o chestiune de proiect pilot, din ce vă povesteam dumneavoastră în prima parte a emisiunii, cu proiecte pilot pentru Buzău. Primul solar este ca și primul fermier, pentru fermierii tineri, este un alt program cu care să ajutăm zonele importante legumicole din județul Buzău, gândindu-mă în mod specific la zona de sud a județului Buzău, zona Glodeanu Sărat, Mihăilești, Florica și Glodeanu Siliștea, plus zona de lângă Râmnicu, Râmnicelu, unde sunt celebri producători de usturoi. Da. Tot la dumneavoastră aici citeam că acești producători locali stau foarte prost și auzeam și la invitații care au mai fost în acest studio, la capitolul informare, consultanță și tot ceea ce ține. Sigur, aici este o chestiune pe care, dacă vreți, punctual ar trebui ajutați pentru zona de a înțelege ce înseamnă unificarea într-o anumită cooperativă pentru a putea să-și ducă produsele către marile magazine, pentru că asta este și o problemă de desfacere, discutăm, dar o zonă de consultanță pentru proiecte, pentru accesare de fonduri. Sunt o sumedenie de fonduri care ar putea fi accesate, fie guvernamentale, dar în general europene, care să le asigure dezvoltarea activității legumicole pe care o fac. Și noi am putea să devenim și putem deveni un producător de legume destul de important pentru Europa, așa cum suntem în momentul de față, dacă veți, unul cei mai mari exportatori de grâu sau floare, cum am fost, sau de porumb și producători în anii anteriori. Că România chiar este în și momentul de față. Și cum suntem de vreo 100 suntem, și ceva de ani. Suntem, da. Și de legume putem face același lucru. Sunt zone importante în România și zona Călărașului, zona Giurgiului, cele din lunca Dunării, importante bazine legumicole care nu sunt exploatate. Pe de altă parte, pe lângă lucrul ăsta, trebuie dezvoltată și infrastructura ulterioară. Vă refer aici la fabrici de conserve și de care să preia din producția legumiculturilor. Astea sunt lucruri care se pot face prin proiecte, care se pot ajuta în dezvoltare. E nevoie de piețe de grou, e nevoie de camere frig în aceste piețe de grou. Sunt o grămadă de lucruri care s-ar putea face. Dar numai că trebuie să plecăm și de la ideea că administrațiile publice nu oferă suficientă consultanță. Da. 30 de secunde mai avem, domnul avocat. Fiecare administrație publică ar trebui să aibă unitate de implementare proiecte. Și aici a punctat. Ca să putem absorbi banii europeni cu eficiență. Asta este un lucru cert. Da. Ce segment credeți că va veni și va vota PMP-ul și care va fi prezența la vot în aceste condiții de pandemie? Campania este una grea, oamenii se tem, nu cred că va fi o prezență extraordinară la vot, dar e un demn oamenii să vină să-și exprime votul, pentru că
Dacă nu te prezinți la vot, nu poți pretinde că nu poți lăsa să voteze altcineva în locul tău. Și cred că vor veni la vot în special sectorul de vârstă, plecând de la, 30 până spre 50-55 de ani. Văd că bătrânii fiind în categorie de risc, s-ar putea să fie reticenți în a ieși, iar tinerii au un obicei de a nu onora acest drept. Asta este pur previziunea mea, nu știu dacă ești a specialiștilor, dar cred că va fi o prezență undeva, poate în jur de 38-40%. Da. Domnule avocat, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Sper că această emisiune să vă fie de folos. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ionuț Paraschiv vă urează toate cele bune și vă dau o nouă întâlnire mâine, tot de la ora 17. De 31 de ani, acest popor este mințit și ținut prizonier în sărăcie. Partidul Mișcarea Populară este singurul care luptă pentru ca nevoile fiecărui român și ale întregului neam să fie asigurate. Ne luptăm până la capăt pentru reducerea numărului de parlamentari, pentru oprirea tăierii ilegale a pădurilor. Pentru orice pas important avem nevoie de curaj. Votează PMP pe 6 decembrie.